spectatorilor, sper că v-ați simțit bine și ați văzut această frumoasă finală. Din păcate, românca noastră, Laura Andrei, a pierdut, dar este un motiv în plus pentru anul viitor să vii să iei trofeul. Exact cum s-a întâmplat și cu Chantal Scamlova, care anul trecut a fost finalistă la acest turneu. Și acum a venit și a cucerit trofeul. Mulțumesc presei, mulțumesc clubului activ care ne găzduiește acest turneu, mulțumesc oamenilor de teren care ne ajută, mulțumesc luminiței care este aici lângă mine tot timpul. Să vă prezint pe cine avem aici alături, pe consilierul domnului președinte Iustin Ciolca, domnul Bogdan Blaga. Eu zic să dăm cuvântul să spună câteva cuvinte. Vreau să felicit organizatorii pentru acest turneu foarte reușit, bineînțeles finalista, și sperăm la anul să avem din partea României un câștigător. Mulțumim frumos! Și acum să începem cu premierea. Locul 2. Laura Andrei, care este antrenată de un arăbean. Laurei să ne zică ceva despre acest turneu și cum s-a simțit. Mulțumesc tuturor că ați venit astăzi aici și mulțumesc mult pentru susținere. Este o plăcere să joc acasă. Nu mai joc pe tur, dar întotdeauna mă voi întoarce aici cu drag. Mulțumesc, Anela, pentru tot. Organizarea a fost foarte bună și felicitări câștigătoarei. Mulțumesc! Favorita numărul 2 a turneului, Chantal Scamlova. For the all people which came today to support, and thank you.